În noul decor, prieteni dragi, am văzut de dimineață că era zarvă mare, semn că venea și Gașca Zurli. Mirela Retegan este alături de noi. Bună dimineața, la mulți ani, ne-am văzut. Bună dimineața, la mulți ani. Cum a fost finalul de an? Știu că erați foarte încărcați, n-aveați timp nici măcar să postați pe internet. Păi am terminat pe 25 decembrie, am avut ultimul eveniment pe Pârtie în Poiana Brașov, după care am intrat în vacanță și am revenit în forță, pentru că anul acesta, Circul Metropolitan a organizat o micro stagiune cu Gașca Zurli, așa că de duminica asta, în fiecare duminică, timp de 5 duminici la rând de la ora 3, avem câte un spectacol. Sunt spectacolele vechi pe care noi nu mai apucăm să le jucăm pentru că vin cele noi din urmă, așa că duminica asta jucăm Animale Colorate, un spectacol pe care nu l-am mai jucat de foarte multă vreme. Și care parcă, nu? Este de vreo 3 ani, cam așa. Da. Și care se potrivește momentului pentru că în spectacolul ăsta copiii învață că nu ne ducem cu străini, chiar dacă ei ne dau bomboane, chiar dacă ne dau ciocolată. Și se potrivește perfect în contextul ultimelor întâmplări din București. Da. Pe urmă jucăm Vreau pupic de noapte bună, Am o căsuță mică, așa. În fiecare duminică, timp de 5 săptămâni și între timp ne pregătim pentru turneul din primăvara asta, care o să fie o surpriză foarte frumoasă. Lumea lui Mulțumesc, îl ducem pe Mulțumesc în țară și îi facem cunoștință cu copiii. Cumva în perioada sărbătorilor am vrut să te sun să zic că mulțumesc că puneam muzică pentru niște domni foarte șpițați și foarte scrobiți și foarte, deci... La o petrecere de adulți. Da, care au crescut cu viniluri pe sub mână și cu Led Zeppelin și cu Stones și cu... Alegeam, dar n-alegeam chiar ce trebuia, eram destul de mainstream chiar dacă în rock. Și la un moment dat m-am enervat și zic, bă, dacă și pe asta o știți și aici aveți de reproșat ceva... Mă iau și plec. Și am dat drumul la o căsuță mică așa și așa. Bă, băiatule, n-am văzut atâția oameni la cravată să danseze. Așa, așa, așa. Și atunci am văzut, sunt pe mireasă. Spun, băi, mersi tare mult, m-ai scos dintr-o încurcătură. Eu am primit un filmuleț. Brenciu a prezentat un revelion la niște mii de oameni și a început cu Am o căsuță mică. Și cineva care era acolo, mi-a făcut o filmare și mi-a trimis. Și la Sala Palatului a fost frumos. Erau 4500 de oameni care urlau așa. Bine, ca la orice întâmplare cu Gașca Zurli. Ce e cu Lingușeala de Cățel? E piesă nouă? Yes, am văzut că te întreb ca pe artiști ăștia de vin să-și prezinte piese. A scos o piesă nouă? Nu, am scos. Stat în studio. Am scos, dar să știi că o să revenim cu piesa nouă, o să revenim cu Mulțumesc și o să-l prezentăm în emisiune, dar mai aproape de turneu, mai spre martie, când plecăm în țară. Nu, acum Lingușeala de Cățel este piesa care dă titlul spectacolului de duminică, Animale Colorate, și e o piesă pe care copiii o iubesc foarte tare și o să vă facem cunoștință cu mascotele noastre. Maia, când era mică, avea un cățel, Tașu, un pechinez. Da. Și taicuțul era disperat pentru că Maia își dorea acest cățel să stea cu ea pe scaunel, să-l hrănească, să-l spere, să da. Și din disperarea lui s-a născut acest cântec foarte frumos, care sigur o să le placă. Vreau să le spunem celor de acasă. Eu am postat pe pagina de Facebook Gașca Zurli un concurs. Așa. Cei care vor posta la comentarii imagini din emisiune, la sfârșitul emisiunii o să dăm o cățelușă Tașa și un cățel Tașu pentru doi câștigători. Așa că îi rog să facă poze. Așa. Și să le pună acolo la comentarii, la Gașca Zurli. Uite, avem în ecran contul nostru de Facebook și... Intrați acolo, scoateți telefonul. Alegem doi câștigători. În fața televizorului vă rog să fotografiați reprezentația celor de la Gașca Zurli și de sunteți câștigători. Uite, primiți două mascote jucării pe care Mirela le are deja în brațe. Lingușeala de cățel se cântă acum la Neața cu Răzvan și Crețu. Cerșetor. Mâine, dar trăim cu atâția oameni, nu mai vrea viața.
Îndreptăm pașii, nu-i așa, spre gașca Zulie, tot mai greu de trecut în studioul ăsta. Da, bună dimineața, fetiță Zulie! Bună dimineața, unde-i Dani? Asta zic, că de foarte mult timp noi doi n-am mai vorbit. Când erai pe aici, treaba ta era Dani. Păi ce mai face Dani, mă mai iubește? Uite-l, Dani! Mă îndoiesc. Nu știu dacă fetița Zulie are zodie ca toate celelalte fete, fetițe. Dacă ai avea zodie, ce zodie ai vrea să fii? Ce? Zodia de iubire. Zodia de iubire. Ce v-am spune că pentru ești Dani. Leu? Ce v-am spune că ești leu? Dani este într-o perioadă complicată a vieții lui. Știu. Are multe gânduri și niciunul bun. Da, îl știu, îl simt că e prietenul meu și pentru că știu că nu de la vârstă, fetiță Zurli. Nu prea mai are gânduri bune. I-am adus o cățelușă să-i păzească gândurile bune. Haide, Dani, fii curajos, știu că ți-e rușine, dar cadoul ăsta este chiar pentru tine. Haide, vrei să vin eu acolo? Vreau să mă duc eu acolo. Hai că vin! Uite, asta este tașa și este special pentru tine să te apere de toată lumea care te tot aleargă pe aici. Că știu că sunt multe care te aleargă. Da. Dar cățelușa ta așa te apără. Să-l păzească pe el cățelușa ta, așa că pe noi nici șamanii din Africa nu ne mai păzesc de el. Dani, vrei să-mi dai un pupic înapoi? Nu, că nu sunt dator, eu dau doar înapoi. E, nu ești dator. Nu sunt dator. Așa zici tu la televizor, da. Atunci lasă că mă fac eu datoare. Tu dai pupicul și rămân eu datoare la tine. Vrei? Nu sunt pregătit. O să te pup când o să crești mai mare. Bine, m-ai pupat înainte de emisiune. Mă pup și după? Uite, lasă că te pup pe pauză. Bine! Se pare mie sau Dani e mai melancolic în dimineața asta? Nu e melancolic, e nedormit. Nu, e, da, e de la... De la vârstă, bravo, i-am bătrânit ficatul, i-am bătrânit pancreasul. Ai făcut tot ce... Da, mă, nu-ți găsești un băiat să nu fie așa... Dani, mi-a făcut Instagram! Să-mi dai inimioară! Ce trebuie inimioară? Să dai de două ori pe poză sau pe pagina și mi-ai dat inimioară. I-am zis, știi? Gașca Zurlii de găsit pe Facebook, dacă în timpul piesei ați fost cu fotografii și le-ați încărcat pe pagina lor, puteți câștiga premiile de care Mirela v-a spus tot. Acolo găsiți detalii despre spectacolele lor de la circ, spectacole ce nu le-au jucat de mult, dar pe care, nu-i așa, în formula asta cu multe mascote, vor fi executate și exersate duminica în București.